pseudo studio di tipologie umane a Macaire Caragiale. Moftagiul este eminamente român. Cu toate acestea, înainte de a fi român, el este moftangiu. Născut dintr-o familie săracă, dar onestă, el este fiul operelor sale și, deși democrat prin naștere, el face parte din aristocrația inteligenței, a meritului, științei, artei, culturii și celelalte. Dar, născut dintr-o familie veche de adevărați boieri, care au știut totdeauna să pună interesul patriei mai presus de interesele de clasă, renunțând la privilegii, el, aristocratul jet pe jet, este adevăratul democrat. Moftangiul este patriot hotărât, naționalist exclusiv, român până în măduva oaselor. Toată lumea trebuie să știe acest lucru. Guvernamental, sau când din nenorocire nu se mai poate asta, opozant, Moftangiul felicită România în cazul întâi, o deplânge în cazul al doilea, în ambele cazuri o iubește până la nebunie. De aceea, el urăște cu furie tot ce nu e român, tot ce nu e național. El stimează agricultura, dar visează o industrie mare națională care să ne scape de tributul ce îl dăm străinilor. Ceea ce îl înspăimântă este o cucerire a României. Vă amintiți, cei care cunoașteți mai bine pe Caragiale, că termenul român, România, în acest pseudostudiu, cum i-am zis eu, de tipologie umană, este scris cu 3 R înainte. Deci, dar ceea ce îl înspăimântă este o cucerire, spuneam, a României pe terenul economic de către infamii de străini, ajutați de copiii vitregi ai țărișoarei lui. E un om de partid, câtă vreme nu-i vorba decât de vederi asupra politicii interioare. Îndată însă ce e vorba de a ne prezenta față cu străinii, el crede că toți românii trebuie să uite micile patimi și pasiuni și, dându-și mâna frățește, să pășească strâns uniți față cu primejdia economică, politică, socială și culturală a națiunii. Inamicul comun este străinul. Jos străinismul, jos, sau dacă vreți, sus românismul. Oricine gândește altfel e un trădător. Moftangiul se găsește în toate clasele sociale. Speța lui furnică pe toate căile de comunicație, afară de rare excepții, cu bilet gratuit, și e încuibată din cele mai mândre palaturi până în cea mai modestă odaie de hotel garni. Moftangiul poate avea sau nu profesiune. Poate fi sărac sau bogat, prost ori deștept, nerod ori de spirit, tânăr, bătrân, de un sex sau altul, sau de amândouă, el a fost, este și va fi un român adevărat. Să te păzească Dumnezeu să ataci România, România lui, desigur, oricât de pe departe, căci moftangiul român e aici, gata să te zdrobească. Moftangiul român este, din clasele primare până la bacalaureat, anarhist. De la bacalaureat până la primul examen de universitate, socialist. De la primul examen până la licență, progresist. De la licență până la slujbă, liberal. De la slujbă până la pensie, conservator. De la pensie încolo, împărtășește principiile tinerimii universitare. Fii sigur că ai să-l găsești oriunde este vreo manifestațiune, mai mult sau mai puțin politică, ori nepoliticoasă, a studenților, mai mult sau mai puțin români. Trec prezentul la trecut, cum ar veni, stimați telespectatori.